puține informații despre mine. Adică mai pe scurt 10 informații sau lucruri despre mine. Haideți să-i dăm drumul. Prima întrebare despre Mihai și prima curiozitate, mâncarea lui Mihai preferată. Păi mâncarea mea preferată este pizza cu topping de broccoli și porumb. Perfect. Și băutura? Băutura mea preferată este Fanta cu aromă de grefe. Atât? Da. Hai să trecem la următoarea întrebare, curiozitate, unde ai călătorit? Eu am călătorit în Japonia, Tokyo, și... Ce ai vizitat cu... acolo, Tokyo? Acolo am vizitat Disneyland-ul și Tokyo Tower, Skytree și cam atât. Crush-ul tău care este? Crush-ul meu este Charli D'Amelio. Smashing mics in karaoke bars. Yay! Cel mai frumos moment din viața ta? Păi cel mai frumos moment din viața mea este atunci când am fost împreună cu sora mea, mama, la Disneyland în Japonia. Acolo am văzut diferite personaje animate din desene animate și am făcut și poze cu ele. Cel mai trist moment din viața ta, Mihai, care a fost? Cel mai trist moment din viața mea asta este atunci când bunicul meu a trecut pe cealaltă lume. Oh. Ce vrei tu să devii când o să fii mare? Când voi fi mare, aș vrea să, să devin un doctor. Bun, să trecem la următoarea curiozitate despre Mihai. Care este eroul tău preferat? Sper eroul meu preferat este Iron Man, pentru că cred că joacă cel mai bine din toți eroi. Și... acum la următoarea întrebare, care este legată de precedenta, care și ce superputere ți-ar plăcea să ai? Pe mie mi-ar plăcea să mă teleportez și să zbor. Să zbor? Da. Da. Ce hobby-uri ai? Păi hobby-ul meu este să gătesc, să desenez și să dansez. Frumos, frumos! Cam atâtea au fost curiozitățile despre Mihai. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu ezitați, dați un like și dacă mai vreți videoclipuri de genul, rămâneți pe canal. Ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa!